Simone, ești cel mai tare pilot de raliuri din România, însă vreau să aflăm povestea ta pentru început. De unde și de ce pasiunea asta pentru o mașină, pentru raliu? Pasiunea asta pe care o am și sunt înnebunit după ea vine de la tatăl meu. El a fost pilot la rândul lui, însă de când eram copil și eram mic, mereu mi-am dorit să mă urc cât mai repede la volan și să pot și eu să se fac cum fac cei mari. Mereu îmi doream să mă urc în mașina, chiar dacă nu conduceam și de-abia așteptam să vină momentul meu. Mai ții minte la câți ani ai pus prima dată volanul în mână? Prima oară, volanul în mână, cred că l-am luat undeva la 7 ani, 8 ani, cam pe atunci. Efectiv, nu am lăsat-o pe mama mea în pace până când, într-o zi, nu m-a lasat să mișcă puțin mașina ei printr-o parcare. Încă țin minte, era iarna și eram undeva la mare, era o parcare foarte, foarte mare. Nu era absolut nimeni și mi-a dat voie să pornesc mașina și să mă mișc câțiva metri, însă eu am fost foarte fericit chiar pentru puțin, m-am bucurat. La ce vârstă ai început să concurezi efectiv în competiții de raliuri? Prima cursă am avut-o undeva la vârsta de aproape 13 ani, însă prima oară când m-am urcat în mașina de curse și am început să conduc, să pilotez, să învăț să pilotez, a fost la 11 ani, într-un circuit mic de pământ, drum de macadam. Eu acolo am învățat să controlez mașina. De aceea cred că și în ziua de azi prefer să alerg pe suprafețe unde mașina aluneca, unde este puțin mai greu de controlat comportamentul ei și dinamica ei. Cred că de acolo se trage, de unde am început. Ești născut în Treviso, în Italia, totuși cum de-ai ajuns în România? Tatăl meu a ajuns în România mult înaintea mea, undeva prin anii 2000. Însă eu, fiindcă el petrecea mult timp prin Cluj, am fost și eu pe la el în vizită. El începuse să aibă și în Cluj un cerc de oameni care, cum ar veni, venea din domeniul motorsportului, fiind el pilot. Și împreună cu ei am avut posibilitatea să îmi încep această pasiune, să o urmăresc, de fapt că pasiunea era de mult. Și datorită acestei ocazii mi-am dorit și mai mult să continui să vin în România. M-am simțit bine, m-am acomodat foarte repede. La Cluj mă simt de la început, de când am venit, cred că a doua, a treia oară m-am simțit ca și acasă. Și uite că acum Clujul este casa mea și au trecut mulți ani de atunci. Am reprezentat România în multe competiții, în toate competițiile la care am luat parte și în afara țării. Și de aceea îmi place să spun că mă simt 100% român, fiindcă am venit aici, am fost bine primit, am reușit să-mi urmez visul și să-mi urmăresc pasiunea. Am avut posibilități foarte bune de a mă dezvolta în acest domeniu. În Italia, de exemplu, nu aș fi putut să încep la o vârstă atât de mică să piloteze, așa că am fost norocos din punctul ăsta de vedere. Putem să spunem că ești un italian ardelean. Ce ți-a fost cel mai greu când ai venit în România? Aș putea zice că mai mult sunt un ardelean italian. Da, a fost foarte frumos totul de la bun început, însă pot să zic că lucrurile care mi-au fost un pic mai grele de acceptat este faptul că mama mea și fratele meu sunt încă în ziua de azi acolo și evident mi-a fost dor de ei. Cât ți-a luat să înveți primele cuvinte în română? Sau ți-a fost mai ușor pentru că suntem țări latine? Da, aș putea zice că am învățat destul de repede. În prima fază mi-a fost super greu, nu prea reușeam să înțeleg multe, dar apoi am mai citit câteva articole în online,
despre diferite lucruri. Am început să prindă un pic câteva cuvinte și am ascultat foarte mult toți cei care vorbeau în jurul meu. Am prins încet câteva fraze și de acolo am reușit să le să învăț propriu zis să vorbesc limba română. Iubești atât de mult România încât în 2016 ți-ai luat și cetățenia. Cum a fost acest proces complicat? A fost un lucru pe care mi l-am dorit cu câțiva ani în urmă. Eu am început să concurez din undeva în 2013-14 în afara țării, în afara României. Și mi-am dorit mereu, fiindcă aici am început să pilotez și mi-am început cariera de pilot, mi-am dorit mereu să reprezint România. Acest lucru a fost posibil până la un moment dat, când Federația Internațională de Automobilism a decis că cei care concurează trebuie să aibă pe mașina steagul unde au ei cetățenie, unde dețin pașaportul. Eu de atunci mi-am dorit mult să primesc cetățenie română ca să pot să reprezint mai departe țara la cel mai înalt nivel și mă bucur că în 2016 am reușit asta datorită meritele sportive pe care le-am avut. Am reușit să devin și eu român și sunt mândru de asta și la fiecare cursă în parte unde alerg, încerc să fac cât mai bine pentru mine și în același timp să ducem sportul românesc la un nivel cât mai înalt. Ți-ai început cariera de pilot de raliuri în România, la campionatul național de raliuri, unde anul acesta ai câștigat pentru a 7-a oară în ultimii 8 ani titlul național. Ești unul dintre cei mai titrați sportivi. Cât de greu ți-a fost în carieră până acum? A fost un titlu foarte muncit. Eu m-am bucurat la fiecare în parte și aș putea să zic că, în afară de primul titlu, pe care efectiv a fost o surpriză și în acel moment, să zicem, nu eram atât de sigur că voi reuși o altfel de performanță. În acest sezon am avut o luptă foarte strânsă, mai ales că la câteva etape unde am luat startul am avut și mici probleme care m-au împiedicat să aduc punctele pe care mi le-aș fi dorit. Dar asta cred că a fost frumos pentru mine și pentru toți cei care au fost lângă noi pe probele speciale. Concurezi și în afară, în Europa, ai concurat și la VRC. Cum e pentru tine să reprezinți România și în afară, la nivel internațional? Am concurat și în campionatul mondial de raliuri. Acum de 2 ani concurez în campionatul european. Pentru mine e un motiv de bucurie și de mândrie să fiu prezent în alt fel de competiție, la un nivel atât de înalt. Sunt recunoscător pentru asta și de fiecare dată încerc să mă bucur de fiecare clipă, de fiecare kilometru, de fiecare probă, fiindcă știu că sunt unul dintre puțini oameni care au norocul de a-și putea urmări pasiunea așa cum o fac la cel mai înalt nivel. Mai e nevoie de un singur titlu național ca să legalezi pe legendarul Titi Aur. Crezi că 2023 va fi anul care îți va aduce acest succes? Cu siguranță e un lucru care mă bucură, faptul că am reușit să obțin atât de multe titluri și că sunt aproape să legalez pe Titi Aur, care este o legendă, să zicem, pentru românii în ceea ce înseamnă motorsportul. Îl cunosc personal, este un om foarte bun și foarte plăcut. Care a fost cea mai gravă accidentare pe care ai avut-o? Într-adevăr, motorsportul este un sport foarte periculos. Mergem cu viteze extrem de mari în locuri unde nu prea ne-am închipui că am putea să trecem cu așa viteză. Mașinile noastre sunt pregătite corespunzător. Alergam într-un domeniu care este cât mai sigur, adică
suntem doar noi pe drum, drumurile sunt închise și cumva este un mediu securizat și bine organizat, unde avem voie să facem lucruri de genul ăsta. Dar, da, mergând la limita și încercând să-ți depășești limitele, uneori, ca și fiecare sportiv în domeniul lor, comiți greșeli și la noi se văd destul de bine atunci când greșești, având în vedere că ieși în decor și ai accidente. Însă am avut norocul până acum să fiu ieșit mereu din mașină fără să fiu neapărat lovit, dar e un lucru care cumva suntem la cunoștință de asta și pe probele speciale cumva faptul că am așa de multă experiență mă ajută de multe ori să reușesc să stau departe de probleme, dar depinde raliu de raliu, așa că de aceea e important pentru noi să fim foarte concentrați și asta e o recomandare pe care o am pentru toată lumea. Mașinile sunt foarte frumoase și ne ajută mult, unii dintre noi le iubim, însă e bine atunci când ne urcăm la volan să fim foarte concentrați și să știm ce facem.